Autoritățile spun că în ultimii ani s-a înregistrat un număr considerabil de cazuri de violență domestică, o mare parte dintre acestea îndreptate împotriva minorilor. Ca urmare a acestei situații s-a luat decizia de a se modifica cadrul legal. Cu alte cuvinte, s-a decis o schimbare importantă legată de alocația copiilor, iar noile modificări precizează clar cine va putea lua banii de acum înainte. Cazurile de violență domestică au crescut în ultimii ani cu precădere îndreptate împotriva copiilor, spun autoritățile române. Conform unei statistici recente, în primele 6 luni ale anului 2022, datele referitoare la violența domestică înregistrate de poliția română au fost uriașe. La nivel mondial, se estimează că până la 1 miliard de copii cu vârste cuprinse între 2 și 17 ani au fost victime ale violenței fizice, sexuale sau emoționale sau ale neglijenței în ultimul an. Experiența violenței în copilărie, spun psihologii, are un impact asupra sănătății și bunăstării pe tot parcursul vieții. Și pentru că Serbia a intrat în atenția opiniei publice ca urmare a recentelor evenimente tragice, aceasta a avut cel mai mare procent de persoane care au considerat că abuzul domestic este una dintre cele mai importante probleme, respectiv 41% dintre respondenți. Nici România nu face din păcate excepție, iar cazurile împotriva copiilor au crescut de la an la an, ceea ce au determinat autoritățile legiuitoare să se gândească la modificarea cadrelor legale în acest sens. În România există deja un cadru legal emis în 2003 prin legea 217 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, dar recent a apărut o nouă lege, ca și completare la actuala legislație, ce va intra în vigoare începând cu 13 mai. Este vorba de legea 114 pe 2023, care aduce o schimbare importantă legată de alocația copiilor, în sensul că în cazul unor acte de violență domestică, îndreptată împotriva unui copil prin noua lege, acestora li se interzice dreptul de a mai încasa alocația acordată de stat pentru copii. Acest drept, mai spune legea, îi va reveni părintelui căruia i-a fost încredințat copilul, indiferent care ar fi acesta stabilit printr-o decizie judecătorească, legea 114 pe 2023 numindu-l părintele beneficiar al măsurii de protecție. Relatează playtech.ro.